Și Irina, da. Și Pia. Și Pia. Și Pia, da. Și Pia chiar nu interesează. Pia, Irinei. Hai să nu băgăm prea așa în seamă, că însă și doarme și bine. Eu zic serios că nu interesează tema seminarului, pentru că știi cum e la noi? Că zicem că lucrăm la o treabă de transformare și de a fi în prezent, deci nu ne interesează neapărat să căutăm logic, să înțelegem un subiect, ci ne deschidem către ce apare, știi? Și atunci sunt toate trăite în conectare în momentul respectiv. Deci nu e o discuție filozofică despre un subiect. Și de câte ori ne întâlnim, avem discuții foarte faine și profunde, dar nu le căutăm teme sau nu... Nu? Deci nu prea contează câtă vreme e un subiect care ne deschide viziunea și ne ajută să ne conectăm cu o parte din noi, dincolo de mentalul nostru, deci cu o parte de lumină din noi. Orice subiect e o bună scuză să facem chestia asta. Dacă vrem să experimentăm, în noi există mentalul ăsta care tot timpul gândește ceva și vrea să afle ceva. Și spiritualitatea sau lumina sau divinul interior sau Dumnezeu, cum vreți să ziceți, este dincolo de toată treaba asta. Deci e dincolo de tot ce gândim, tot ce ne așteptăm să fie, tot ce învățăm, tot ce credem. E ca o poartă deschisă care așteaptă să fie trecută și să descoperi ce e, fără nicio așteptare sau preconcepție. Mai ales că e ceva care tu nu cunoști. Și pentru că nu cunoști în forma în care te obișnuiești să cunoști cu capul. Cunoști cu altceva. Și bineînțeles că în acest altceva o parte esențială e inima. Dacă inima nu e deschisă ca să cunoască, că cunoști doar un lichid care se numește iubire necondiționată și pe care îl putem studia, dar mai degrabă experimenta timp de ani de zile până când să fluidizeze în noi și să circule în noi. Fără acest lichid nu există spiritualitate sau lumină sau divin. Pentru că acest lichid însuși este lumina. Când lichidul ăsta e blocat în chakra inimii, nu? Adică în inima omului, în deschiderea chakra, poarta, să zicem, de deschidere a inimii, atunci omul nu poate să cunoască. Dacă el vrea prin mintea lui să deschidă și să cunoască, nu reușește. Cum funcționăm cu adevărat? Din punctul de vedere a corpului fizic și a medicinei, poate înțelege umanitatea un 5%. De asta, cu puținul care știm, vindecăm puținul care reușim și ce putem face. În schimb, partea asta spirituală și tot restul care se întâmplă, este un mister, nu? Pe care omul nu-l controlează, mai ales cu capul și cu cunoștințele lui. Așa că oricât de multe cărți ați citit și chestii pe care le faceți și noi, că venim la un grup, facem meditații și chestii împreună, dar nu știm și nu controlăm noi. Nu? Fluidul ăsta circulă în noi, fluidul ăsta de energie, de iubire necondiționată, circulă în noi. Cum bate vântul? Când vrea el și din ce direcție vrea? Controlează cineva vreodată vântul? Controlează cineva nici măcar respirația lui sau
circulația sângelui prin vene sau cum se curăță globul ocular prin clipire sau orice idee poate să-mi vină, nu știu. Nu controlăm mare lucru din corpul fizic, cu atât mai puțin controlăm din corpul sufletesc sau din corpul subtil. Deci, ce puteam să spunem este că acest fluid de iubire cu care suntem legați de univers, din care venim, nu? Adică venim din inteligența divină și universală, ne încarnăm cumva aici, nu prin corp. Venim din lumină, prindem formă fizică și acest lichid cu care suntem conectați, el circulă în noi, de asta există viața în continuare. Poate să circule foarte sugrumat în perioade sau în persoane care au depresie și chestii mai grave aproape să pulpie, până la o deschidere mare cu întregul, nu? Și este un circuit energetic, e efectiv ca o respirație, că și respirăm un aer fără de care n-am putea trăi și de care nu suntem chiar conștienți, la fel respirăm iubire necondiționată fără de care nu putem trăi și de care de multe ori nu suntem conștienți. Și vezi în oameni care nu te-ai aștepta multe gesturi de iubire și o manifestăm de multe ori. Iese. La început încercăm să devenim conștienți, să observăm. Pățim că observăm lipsa iubirii necondiționate când începem să observăm și să vedem câtă lipsă e, de fapt, pur adevăr. Până când, prin conștientizare și prin deschidere tot mai mare, energetică și vibratorie, pur și simplu acest flux de iubire circulă și e, și se deschide și se manifestă. Și asta nici asta nu ține de noi. Noi, ăștia care înțelegem ceva cu capul nostru. Deci nu știu dacă vă încurajează treaba asta. Adică, ce vreau să spun este fără control. Că toți am vrea să fim iubitori, nu? Toți vorbim de iubire necondiționată. Și dacă suntem onești și ne vedem pauzele sau găurile de iubire pe care câteodată nu reușim să o manifestăm, nici noi, nici cei din jur. Și nimeni nu alege asta. Se întâmplă pentru că acolo unde nu-i lumină, e întuneric. Și ca să fie lumină, ne poate ajuta, într-adevăr, o practică de meditație, de căutarea luminii, că ce cauți, aia primești. Bate și ți se deschide. E clar. Dar, pe urmă, mai mult nu știm. Oare vreți să începem cu o meditație? Ceea ce nu facem de obicei și n-am făcut niciodată până acum. La început meditația, o făceam la sfârșit. Dar fiind un subiect atât de puțin mental și atât de mult altfel, eu zic că ar merge dacă nu vă opriți. Pe mine, scuzați-mă, dar mă tuse. Vreți să facem o meditație? Toată lumea, nu îi deranja nimeni de idee. Cei care n-ați mai făcut meditații, chiar nu contează. Deci, râs. Ce mă contează? Pentru că nu înseamnă nimic. Nu înseamnă nimic. Nu știu ce efect are ceaiul ăsta de gălbenene. Apare în mult ce-ți doriți. De ce? Deci ești tot fără. Da. Atunci eu mi-am luat ochelarii, deci nu vă mai văd. Faceți și voi la fel, luați-vă ochelarii. În sensul că fiecare să se interiorizeze în el și lăsați-i pe restul cu treburile lor.
că avem toți treabă multă și ar fi bine atitudinea asta să o avem în cotidianul nostru, știi, să ne uităm la noi. Că, într-adevăr, la noi putem să schimbăm multe. La ceilalți nu avem aceeași forță să schimbăm. Deci putem să închidem ochii pentru a intra în contact cu interiorul nostru. Adică să lăsăm deoparte orice gând. Dacă mai apare vreun gând, e foarte bine, dar nu acum. Îi spunem nu acum. Să putem plonja în liniștea profundă din inimă. În acest spațiu de liniște, de pace, care e neperturbat de nimic și care e aici tot timpul. Ca și cum ați plonja într-un lac profund. La suprafață puteți lăsa valurile, agitația. Și să vă scufundați în profunzimea lacului, unde e tăcere și nemișcare. Această parte din noi care e imortală, neschimbătoare. Și încărcați-vă cu această prezență. Puteți să relaxați fruntea, pleoapele, maxilarul, să se descleșteze. Asta poate da o mare relaxare în corp, când maxilarul cade greu. Poate și lăsa gura întredeschisă un pic. Relaxați ceafa, umerii, brațele,
Așezați-vă confortabil. Relaxați pieptul. Puteți să simțiți bătăile inimii. Să-i mulțumiți-mi. Să relaxați abdomenul cu toate organele interne. Să le mulțumiți pentru buna lor funcționare și activitatea non-stop pentru că acest corp să funcționeze corect și sănătos, să vă permită să manifestați conștiința voastră în această dimensiune. Ce lucrare, ce miracol. E viața asta bine. Piciorile până la tâmpi. Lăsați-le grele, moi, relaxate. Relaxați corpul tot mai tare, tot mai greu. Să fie sprijinit doar de scaun și de podea. Mulțumindu-i. Mulțumim miliardelor de celule care lucrează zi și noapte în corp. Câtă iubire! Iubire care le ține la oaltă în această lucrare. Execută toată un plan divin. Ascultă toate de voința creierului care le conduce și execută misiunea lor perfectă. Buna funcție a întregului organism. Gândiți-vă cum fiecare dintre noi suntem o celulă a marelui organ al umanității. Fie ca fiecare dintre noi să reușească să execute domeniile voinței centrale și a creierului central, a inteligenței divine, pentru buna funcție a întregului și a tuturor. Fiecare dintre noi se încarnează cu o misiune, cu o menire de împlinit și afectăm viețile multora. Fie ca această misiune să reușim să o împlinim. La cel mai înalt potențial. Și asta se va întâmpla prin iubire. Când o să iubim ce avem de făcut. Când iubim viața. Îi iubim pe ceilalți. Suntem mânați și conduși de căldura iubirii, de bine, de bunătate,
paralizează totul. Pentru că toate vin din unul. Și toți vin din același lucru. Deci simțim inima voastră. Puteți să-i mulțumiți pentru sângele care pompează în fiecare celulă până la urmă și întreține viața în acest corp. Și să plonjați adânc în inimă. Poate că zăriți o mică lumină. Puteți să continuați să plonjați. Într-o liniște absolută. Într-o lumină care devine tot mai intensă. Care vă hrănește. Care o puteți să simți peste tot în jurul vostru și peste tot în voi. Nu am ceva de zis. Am fost senzații fizice puternice și mi-a tot venit, s-a repetat fraza bine ați revenit. Și acum mi se face părerea de greșit când zic. Serios, de mai multe ori. Da, poate noi ca muncă. Nu? Nu pricep de ce? Ba, pricep multe, multe înțelesuri. Și toate valabile. Pe care toate? Vrei să le vorbim acum sau nu acum? Nu. Oi? A fost o meditație puternică. Mă bucur. Da. Mi se pare că te-ai și schimbat la față. Da? Mă bucur. Diferit. Am mai meditat. E prima oară. E diferită. Da, dar și pentru noi e diferită, nu? Totdeauna e diferită. Nu e de două ori la fel. Că noi nu suntem niciodată la fel. Da? La revedere.
sunt în stare și când ești în stare, e stare și e greu de transpus în cuvinte. Da. Poți bine? Da, m-am relaxat. Am venit un pic așa de la Peru și m-am liniștit. Da, ce bine să putem să ne liniștim, nu? Cine nu e agitat de pe drum în viața asta? Tocmai asta e chestiunea, că... Da? Bine, da. Când zic agitat de pe drum, mă refer la... suntem agitați, că facem o chestie alta. Deci viața asta e, o trăim destul de agitat sau o trăim relaxați și ne bucurăm de fiecare moment și așa. Mele s-au gândit la cine ne agitat de pe drum, că eu am făcut o meditație de săptămâna trecută, făcut meditația la vola. Și cred da, că era să clipea. Ce nu e deloc de recomandă. Bineînțeles. În timpul unei meditații nu folosim partea creierului care e practică. Da. E bine? Zici că acum te-ai trezit. Exact, se întâmplă sau locul de somn. Mai vreau să zic cineva ceva? A fost o chestie la început și a fost foarte, foarte frumoasă. A fost așa ca un praf auriu care s-a venit peste noi toți. Și se vedea cum din praful ăsta auriu, la un moment dat ne-am scufundat toți în el și era ca și cum am fi notat prin el. Și era foarte, foarte multă liniște și blândețe. Fiecare are percepțiile lui. Unii percep așa, unii percep pur și simplu o stare. Sau aveți alte imagini care apar, sau... Suntem foarte unici și diferiți. Și sunt convinsă că au fost mult mai multe percepții decât se spune. Deci, fiecare e liber să spună sau nu, sau... Oricum. Este vorba despre o stare. De asta mi-a venit chiar înainte să începem, că să facem o meditație la început, nu? Că atunci intrăm direct în pâine, știi? Intrăm în subiect. E o stare. Iubirea asta. Și pe urmă, dacă ar fi să vorbim despre iubirea vieții, cred că v-am spus în prezentarea seminarului la ce m-am gândit, dar unii poate n-ați citit-o, cum a venit seminarul ăsta, e că am făcut cursurile cu o persoană în Strasburg, că eu locuiesc în regiune, în Franța, și ea și-a îmbunătățit foarte multe lucruri, și-a corectat relația cu mama, o grămadă de... I s-a schimbat viața, nu? În urmă cursului. Da. Făcând parcursul ăsta cu ea însă, și de vreo 6 luni, 7 luni, un an, nu mai știu. Și știi cum e când devii luminos, că îți rezolvi multe chestii și te eliberezi, te eliberezi și devii tot mai luminos. Și atunci se întâmplă că, paf, cum s-a întâmplat în cazul ei, s-a îndrăgostit. Cum numesc asta exact, ca musca în lapte, știi? Adică s-a îndrăgostit, ceea ce e bine, nu e ceva rău, e ceva foarte fain și fie ca să... îndrăgostea să se transformă chiar în iubire și să putem să trăim iubirea cu cineva e foarte fain. Mă îndoiesc că putem să trăim iubirea cu cineva câtă vreme noi experimentăm în interiorul nostru și ca să experimentăm în interiorul nostru de o manieră constantă și chiar să fim conectați la iubire, cred că e multă lucrare acolo, să vrem și să practicăm și să fim atenți și conștienți și să solicităm și să observăm și așa. Deci o chestie de conștiință. Și voi vedeți că iubirile astea astăzi sunt
mâine sunt mai puțin, poi mâine nu mai sunt, pe urmă apare alta, pe urmă... Să cam întorc ca paginile cărții. În schimb, iubirea vieții, cum am numit-o, cred că e, știi, nu întâmplător, am zis iubirea vieții, e una. Dar ideea de seminar mi-a venit când ea la telefon mi-a zis, uite-te, acum o perioadă nu mai pot să vin pentru că mi-am găsit iubirea vieții. Și eu am zis, culmea, culmea, e fix pe invers chestia asta. Adică, vin pentru că mi-am găsit iubirea vieții, știi, că fac o... Vin la grupul permanent, mă refer. Adică fac o practică permanentă de meditație și îmi dau mie și dau la alții și meditez și mă conectez cu iubirea vieții, care pentru mine, când am auzit cuvântul ăsta, are o rezonanță, știi, că iubirea vieții. N-aș putea o confunda cu o persoană. Că... Și din experiența voastră pot eu să zic că iubirea vieții ați trăit-o. Și a apărut iubirea vieții și pe urmă n-a mai fost aia. Și pe urmă a fost, știi, adică e schimbătoare. Noi nu putem chiar așa să o clasificăm iubirea vieții și s-a terminat. În cuplu trăim cu cineva, ne dăm seama că după ani de zile egocentrismul este la intensitate maximă și experimentăm chestii și vedem, ne vedem pe noi și limitările noastre apar, toate limitările egocentrice și toate forțele și vedem ce e acolo și nu-i totul roz, pentru că nu-i totul roz de aia. Deci eu propun să începem lucrarea cu noi, fiecare cu el însuși. Și atunci împreună putem să experimentăm o formă de iubire încarnată cu altă persoană, e perfect. Dar când mă gândesc la iubirea vieții, pentru mine rezonează asta cu adevărat n-aș zice-o. Cum e pentru fiecare? Care e iubirea vieții? Cum captați voi chestia asta? Ce asta e iubirea vieții? N-aș zice-o eu. Că asta e părerea mea, dar voi cum... Ce e iubirea vieții? Pentru fiecare. Eu simt că... Acum o să zic ce simt, cum simt eu că ar fi iubirea. Și se leagă. Că, practic, iubirea este însăși viața. Pur și simplu, eu simt că iubirea este, pur și simplu, starea noastră de a fi. Adică suntem și suntem iubire. Adică este, efectiv, viața. Mm-hmm. Cine mai zice? Eu când am citit titlul seminarului cu iubirea vieții, m-am gândit că e vorba despre iubirea de a fi vie. Vezi? Așa a rezonat în tine. La mine nu era deloc asta. Vă zic eu după aia cum era. Dar e fain. Dar în același timp poate fi și vorba despre ce faci și ce răspândești. Eu cred că e o conexiune și când sunt în conexiunea asta, nici nu mai am ce să mai arăt. Adică nu mai există alegere în momentul ăla. Și mă percep acum. Când facem asta, e clar că sentimentul de separare de noi este încă atât de mare încât ego-ul e la fel de mare. Și atunci, din start, dacă nu ai învățat destul să te iubești pe tine și pe ce e în tine,
faci decât să îți acoperi așa golul, ca și cu un plastere, cu cineva care a apărut atunci în viața ta. Știi? Și cauți afară în loc să cauți mai întâi în interior. Ca să poți să dai în loc să ceri. Deci și ăsta un punct de vedere. Fiecare spune punctul de vedere în funcție de ce experimentează el, nu? Evident. Da. Nu e absolut valabil. Nu e absolut valabil. Așa rezonă la mine. Da. Pe măsură ce poveste. La ea iubirea, am întâlnit iubirea vieții, este că își căuta un partener de multă vreme și în sfârșit am întâlnit iubirea vieții. Deci pe asta am pocnit-o, știi, că asta e aia care o așteptam. E drăguț. Da. Mi-a și o experiență, exact. Eu mi-amintesc clar momentele din viața mea când căutam iubirea vieții. Deci eram foarte convinsă că trebuie să-l întâlnesc pe ăla care o să-mi dea ceea ce caut și care o să mă umple de bucurie și care el o să... Și el, și el, știi? El le făcea pe toate. Da, e o fază, e un moment. Și cred că e necesar. Mai e cineva care are viziunea asupra iubirii vieții? Mă întrebam, deși nu sunt doctor de profesie, dar mă întrebam cum o vede un doctor în iubirea vieții. Interesant, e o altă perspectivă. Dar ce legătură are doctorul cu asta? De ce nu un avocat? Viața și pe viața iubirea vieții. Iubirea de viață, poate că. Da. Cu toate că nici de asta ar fi bine să nu ne legăm prea tare. Că noi cunoaștem viața în forma asta, încarnată și în identitatea asta. Fiecare cu a lui și cu experiențele lui. Și iubim ce trăim în viață. Și unul se agață de partener, că iubirea vieții, altul se agață de viață. Așa cum o cunoaște el în forma asta, cu apartamentul lui, cu partenerul lui, cu așa tot ce. Și iubește viața, frate, nu o lasă, adică... Pentru mulți este un coșmar tot ce înseamnă moartea. Nu poți să zici. Moare cineva și vezi pe Facebook îmi pare rău sau condoleanțe sau plânsete sau e ceva groaznic. E greu să acceptăm că celălalt pleacă într-o altă călătorie și să înțelegem că e ceva dincolo, nu? Deci pleacă în altceva. Și că plecăm toți. Despre ce vorbim? Noi cred că uităm, pentru că iubim viața asta așa, în forma asta, așa de mult, uităm că suntem în trecere și plecăm. Că dacă ne-am amintit, am trăit mai plin viața și ne-am legat mai puțin de unele chestii, considerându-le imortale, dându-ne seama că e o trecere. Deci stai un pic, ce fac eu pe aici? Ne comportăm ca și cum totul va dura etern. Deci și subiectul ăsta de iubire, de viață, putem atinge ușor și să vedem că, băi, poate nu e nici asta iubirea vieții. Dar atunci ce? Eu vă spun perspectiva mea și cu care puteți să fiți de acord sau să o înțelegeți, sau să mă întrebați, sau să mă contestați, nu? Să aveți altă părere. În cazul meu, am pus asta pentru că după ce am avut conversația la telefon cu persoana care a găsit iubirea vieții ei, am realizat că și eu sunt îndrăgostită. Deci că trăiesc starea îndrăgostitului. Nu? Și trăiesc iubirea vieții. Care, în cazul meu, nu-i mai bine, nu-i mai rău, sper, este pentru, i-aș zice Dumnezeu, dar pot să-i zic și altfel. Este pentru divin, este pentru lumină, este pentru bine, pentru
Nu? Că iubirea asta pe care o căutam în diferite forme, că e un partener, că e o carieră, că e asta, că e asta, de fapt ce căutam și ce caută fiecare, nu? Că fiecare caută să fie acceptat, să fie iubit și de fapt în subconștient caută tot să fie iubiți. Își caută iubirea asta a vieții, își caută rădăcinile, iubirea față de propriul suflet, față de propriul spirit. Nu? Iubirea asta față de rădăcinile noastre, de unde venim. Iubirea față de esența pe care o căutăm cu capul în tot felul de lăzi. Știi? Pierdute, care nu sunt direcția aia. Deci nu reușim să ne uităm direct și să zic, a, văd, știu ce caut, nu? Căutăm această iubire a vieții prin tot felul de alte forme care ne confuzează și din alt film, dar noi căutăm și căutăm o împlinire care de fapt vine din o reminiscență a amintirii noastre față de iubirea esenței din care venim. Cum la fel, depresia este o boală a sufletului. Nu știu dacă e clasificat așa. Și arată clar lipsa de iubire a vieții și eu când zic iubirea vieții, mă refer la iubirea vieții mele, nu vieții în general. Deci iubirea vieții mele e asta. Eu așa m-am gândit la seminarul ăsta. Deci un om care e depresiv, poate cunoașteți sau ați cunoscut în viața voastră situații, sau trist. Că asta e, tristețea e o formulă mai prescurtată a depresiei. E un om care în care sufletul lui manifestă lipsa de iubire a vieții, nu? Deci nu mai conștientizează, nu mai vede, nu mai caută și atunci cade de la înălțime într-un gol, nu? Și într-o suferință, într-o închidere. De acord sau nu? Și atunci tot felul de diferite forme de depresie, dar inclusiv aia în care ești un robot și te trezești de dimineață și te duci la un job pentru care n-ai nicio plăcere și niciun entuziasm, e o depresie. Sau orice lucru îl faci fără iubire și fără viață și fără entuziasm, e o depresie și o lipsă de iubire și de trezire, nu? Nu? Ziceți dacă nu. Da, cred că e o chestie destul de banală și întâlnită și prin viețile noastre și prin cele noastre. Nu vorbesc deloc de alții sau de excepții. Pentru că dacă spuneți că nu e așa în cazul vostru și voi trăiți iubirea vieții, înseamnă că radiem tot timpul de entuziasm, de bucurie, de împăcare, de pace, suntem niște modele pentru cei din jur tot timpul și plin de iubire și gata. Suntem un soare. Și eu vă spun că tot ce nu e așa este lipsă de conectare spirituală până la urmă și de lipsă de conștiință de care este de fapt iubirea vieții și de întâlnire cu iubitul, cu iubirea vieții, nu? Unită și uniunea care se întâmplă. Nu? Adică trăiesc ca îndrăgostitul în prezența iubirii. Care în cazul ăsta vorbesc despre o iubire, despre o vibrație, despre iubire. Despre cum îl numiți voi, că nu vreau să acum să facem vocabular, dar putem să numim Dumnezeu, putem să numim Iisus pentru unii, pentru alții Buddha, pentru alții, cum îi vreți voi să-i puneți chip și nume. Divinul din voi, lumina, nu știu. Ceva care căutăm totuși. Sau o senzație de plin. Depinde cu ce asociem, ce poate să înțeleagă creierul nostru din toată treaba asta. De asta e greu acum să facem teorii. Înțelegeți cum zic, sau? Și atunci când tu ai chemarea asta și
îndrăgostirea asta, nu că vrei să fii aproape de de ceea ce iubești. Și întrebarea e, reușim? Putem? Putem să trăim ca îndrăgostiții cu prezența iubirii noastre? Sau e ceva utopic? Putem chestia asta utopică să devină o realitate concretă în viața noastră? Și atunci, cu adevărat, să trăim în bucurie permanentă. Pentru că orice se întâmplă, tună, plouă, iubirea asta e tot timpul în inima noastră. Și ține de cald. Putem să navigăm așa, fără să fim singuri, deci acompaniați. Aș putea o numi, acompaniați de partea asta din noi, care altfel e lipsă și depresie. Adică unificați cu toate aspectele noastre. Numai unificat partea spirituală sau lumină sau divină cu partea fizică și concretul ăsta din zilnic și cotidianul nostru. Nu cu altceva. Că așa, bineînțeles că poți să te înalți într-o rugăciune, dar eu vorbesc de cotidianul nostru. Că noi suntem aici și trăim aici și mergem la magazin și mergem să ne luăm păpuci și mergem să cumpărăm bilete de autobuz și de alea și de alea. Foarte comune și cotidiene. Putem să mergem să ne luăm un bilet de autobuz îndrăgostiți. Cu iubirea în noi. Și atunci la chioșc persoana să zică ce, dați-mă, și tu să rămâi îndrăgostit, nu să zici, mi-a stricat ziua. Știi, adică să rămâi unificat. Putem sau nu putem? Da, se poate. Da, glorios. Până la urmă, cale spirituală, adică în momentul în care te decizi să o iei în direcția asta, e calea către această iubire a vieții. Că faci un drum până acolo. Adică dai jos de pe tine, faci un efort să ajungi la iubirea vieții. Din ce în ce mai mult cu iubirea vieții. Cu... Vine să, tot am senzația asta, îmi spun, de acasă. De fapt. E, nu știu, simt ca cum un dor care te duce de unde ai venit și tu nu mai știi că de acolo ai venit, dar te trage în partea aia. Da, și că te simți ca acasă, te simți exact. Bine, te simți da. Plin. Dar de ce poate că e așa de greu și zici tu că e o muncă? Este pentru că în jurul nostru, marea masă a oamenilor nu trăiesc așa. Nu trăim într-o lume în care suntem toți îndrăgostiți și plini și nu știu ce, nu? Deci, automat, se trăiește așa, e o excepție și orice excepție cere un efort mai mare, că ești contra unui curent vibratoriu. Deci vibratoriu nu e asta în jurul tău. Nu ești îndemnat către asta. Nu te învață nimeni la școală. Bă, asta e cel mai important. Nu, la școală te învață că e foarte important să înțelegi că capitala Danemarcei este... Nu te întreabă nimeni... Tu cum simți? Tu cum... Cum te simți? Din potrivă, ești prea vesel, ești prea ăsta, băi, ia, revin. Nu par, revin un pic. Ce optimismul ăsta? L-ai câștigat optimismul ăsta? Îl meriți? Vezi că ești vinovat. Nu sunt vinovat, dar da, măi, ești. Că eu îți pun condiții până când tu vezi că tu nu le îndeplinești. Deci nu ești ok. Societatea asta e făcută cu atâtea condiții și cu atâtea astea, până când ajungem cu toții să ne spunem, bă, suntem defecți, noi nu le putem împlini. Dar cine le-a făcut toate șabloanele astea? Știi, cine ia măsura? Cine stabilește pe unde
trebuie să bifezi. Și dacă n-am bifat, că nu ești ok. Că nu sunt considerați încă din școală că ei nu sunt ok. Când de fapt ei sunt foarte ok. Nu sunt ok conform acestui șablon. Și la un job, și oriunde, în viața noastră, și cu partenerul. Nu ești ok față de șablonul partenerului. Poți lărgește șablonul, frate, să intru și eu. Sunt și aici, plin de viață, plin de iubire. Am o formă total pătrată, rotunjită. Lasă-mă să intru. Trebuie să ne lărgim propriile noastre șabloane, întâi, pentru că ni s-au făcut formatări mentale. Am intrat în formatări mentale, le acceptăm, le astea. Uitați-vă bine că apar în timpul zilei. Tot ce nu vă vorbiți de iubire de sine, tot ce nu vă iubiți, tot ce nu vă acceptați, sunt propriile credințe, mentalul ăsta, tot cum trebuie să fie lucrurile. Când de fapt am putea să fim în plină iubire, lucrurile fiind oricum ar fi. Dar de mici învățăm că dacă lucrurile sunt bine, atunci e iubire. Dacă îți faci temele, te iubesc și îți fac ciocolată cu biscuiți. Când e fix invers. Începem cu ciocolata cu biscuiți și poate fac și temele. Cam așa ar putea să fie, nu? Adică ești iubit oricum ai fi. Deci noi căutăm la vârste din astea să descoperim iubirea necondiționată, când noi de fapt am fost mega condiționați de o pseudo-iubire artificială și de șabloanele cui a vrut să și le facă cum a vrut. Inclusiv ale noastre. Deci clar trebuie să le decondiționăm șabloanele noastre și acelorlalți din jur care vor încerca tot timpul să ni le mai pună. Așa că dacă vorbiți de iubire necondiționată ca și cum pică din cer, eu vă spun că este multă muncă până ajungem la decondiționări și eliberare de propria noastră mentalitate îngustă care a fost formată așa. Copilul mic, bebelușul, el e zen. Și pe urmă intră în formatare. Pom, 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 pom. Ci că e educație se numește asta. Este mega educare. Până când la un moment dat nu mai înțelege nimic și ceva nu-i bine. Deci în interiorul lui nu-i... Nu vezi zâmbet, nu vezi. Conflictele. Care sunt foarte reale și care sunt foarte binevenite. Că vocea sufletească zice că ceva nu-i ok. Și bietul om zice, dar ce nu e ok, că eu fac ce-mi cere societatea. Mă duc dimineața la 8 la job, îmi câștig salarul, mi-am cumpărat apartament, am mașină, puii mei, ce nu e ok, n-am făcut tot ce mi s-a zis că ar trebui să fac. Mi-am luat și diplomă de facultate, am făcut și așa, și așa. Le-am bifat pe toate alea, care, toate șabloanele tuturor. Și atunci poate că e fericit și prea fericit în momentul în care începe să zică, bă, dar care e șablonul meu? Ia să vedem. Eu? Cine sunt? Și care e pentru mine? Și atunci dă totul înapoi, știi? Înapoi, 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 până la forma inițială în care zice, de fapt e deja aici și deja e bine. Ia să vedem de ce nu accept și ce mă blochează în a accepta binele care deja e. Cu asta ne ciocnim des. Asta nu sunt povești și nu e simplu. Putem în momentul ăsta și în nivelul nostru de vibrație, de acum, să fim de acord și să înțelegem lucrul ăsta. În schimb, în cotidianul nostru, ca să transformăm și să fie chestia asta reală, e de muncă. Eu vă aștept pe care vreți să veniți și să începeți munca, pentru că e de muncă. Îi de decondiționat. La fel cum învățăm, anumite lucruri trebuie să le dezvățăm, să le dăm jos de pe noi. O grămadă de saci grei, care îi ducem în spate. Care poate nici nu sunt sacii noștri. I-am primit și îi ducem până când îi vedem. Deci asta înseamnă conștiință. Pa! Înțeleg. A, pum. Fac un gest și mă eliberez. Păi aia repet gestul ăla până mă iubesc. Da, nu-l repet identic. Îl repet în diferite forme și unghiuri până când... Da,
nu e niciodată vorba de o repetiție, ci pur și simplu văd din unghiul ăsta și până mă văd din unghiul ăsta și din ăsta, asta până-l văd. Până văd. Că ce nu vedem, nu putem să ne eliberăm. De asta vorbim de conștiință. Și vorbeam mai zilele trecute că și depresia sau orice boală te ajută să vezi că sacul tău s-a dus foarte tare la fond și ceva se întâmplă în momentul ăla, să vezi seama că nu se saci foarte direct. Se întâmplă ceva în tine și da. Încerci să cauți altceva. Că de fapt și iubirea asta a vieții tale poți să o trădezi, poți să o neglijezi și asta e dureros. Nu? E dureros. Când neglijezi propria iubire față de tine, tu, pe tine te neglijezi, nu te iubești. Când duci saci pe care îți dau alții grei, care pe tine te îndoaie și te sufocă. Păi da, că de fapt asta e condiția mea principală. Deci tu trebuie să faci, să fii tu nefericit și să te faci tot din jur fericit. Bine, cu bună intenție celorlalți, că ei vor să te facă fericit. Așa ești un om bun. Deci asta cred că e mama condiționarilor. Și toate condiționările astea nu vin din frică. Că dacă nu faci asta și asta și asta, e nasol pentru tine. Părinții, școala, toți, îți vor binele, de fapt. Deci lumea în superficialitatea și ignoranța ei face chestii care nu le face cu răutate. Nimeni nu-ți spune să ai cu răutate în spate. Și asta e foarte pervers și înșelător, nu? Că și copilul și adultul, noi, vrem să facem bine. Nu vrem să... Dacă cine mă iubește îmi spune să iau sacul ăsta, păi atunci hai să-l iau, nu? Deci ăla mă iubește, îmi dă un sac pe care mă îngreunează și eu îl iubesc și iau sacul care mă îngreunează. Deci toate se fac într-un fel, cum să zic, printr-o falsă iubire. Că seamănă. Înțelegi? Cum se zice că drumul până la Dumnezeu e pavat de... Drumul către iad e pavat de bună intenție și drumul până la Dumnezeu e... La Dumnezeu te mănâncă sfinții. Te mănâncă sfinții. Nu, adică de bună intenție, cum ar veni, intenția asta perversă, că și egocentrismul ăsta până la mă vrea să te păstreze, vrea să supraviețuiești, vrea să... Nu, e o confuzie, e o imitație a adevăratei lumini și adevăratei iubiri, totul. Cred că e tocmai invers, cred că de fapt e frică. Da. E tocmai inversul iubirii. Da, dar nu ți se spune tot timpul. Eu vreau să te protejezi, să nu faci nimic. Da. Să nu iubești că o să fii rănit, de exemplu. Da, dar nu ți se spune tot timpul că de frică... Să ai grijă, să-ți fie frică de Dumnezeu, să-ți fie frică de... Mi-e frică de ca și cum e o calitate asta. Mi se spune ca și cum e... E ok să-ți fie frică. Da, deci frica te salvează. Te... Mi se spune chestia asta. Păi da, dacă ți-e frică, înseamnă că nu mori. Asta e important, să nu cumva să mori. Și când ne educăm copiii, fără să ne dăm seama, credem că îi protejăm dacă au frică de nu știu ce și le băgăm frică, că atunci ei se protejează să... Nu? Deci o perversitate în care se strecoară toată treaba asta care blochează, de fapt. Și de asta e greu să o vezi și să te eliberezi cu adevărat. Că e una să fim de acord în teorie, dar zic în practică concretă, sunt mecanisme foarte perverse, foarte tricky. Trebuie multă muncă de conștientizare. Și multă claritate interioară și o privire foarte clară să distingă neghina de grâu. Din tot ce am preluat, ce e cu adevărat valabil, ce vine cu adevărat din iubire și ce vine din frică. Cu lume cu care lucrez, în primul modul, despre anumite frici și anumite chestii, de multe ori sunt confuzat și spun, dar asta e lucru bun. De exemplu, rușinea. Îndoiala, nu știu ce. E un lucru bun, pentru că îndoiala te salvează să nu fii fraier, să nu fii naiv. Mă, frate, pe îndoiala nu construiești nimic. Îndoiala nu vine de la Dumnezeu, vine din frică, nu vine din iubire. Nu e ceva care să-ți dea forță, îți dă slăbiciune.
Rușine la fel, este o mare pată de neacceptare de sine. E neacceptare și lipsă de iubire față de sine. Nu înseamnă că să fie rușine și să saluți, nu știu ce. Deci chestiile astea vin dintr-o educație impusă acolo unde nu-i conștiință și nu-i iubire. Deci tot felul de chestii și de confuzii și ne permitem să cădem în tot felul de confuzii și de chestii care ne întunecă, fără să conștientizăm de fapt că de acolo vine și asta, și asta, și asta. Deci, practic, lucrând cu oamenii din primul curs, îi învață să discearnă un pic ce gândesc despre lucruri și care e percepția asupra lucrurilor în viața lor și viziunea lor. Și mă, cu adevărat, asta e un lucru pe care mai vreau să-l hrănesc și care mă ajută sau nu? Adică te revizuiești, te vezi pe tine și lucrezi cu tine. Și chestia asta ar fi bine dacă am face-o din mici, dar o facem acum, după ce avem deja experiența cealaltă și acum putem să discernem între întuneric și lumină în mine. Și ce mă ajută, ce îmi dă forță, ce îmi dă bucurie. Că până la urmă avem niște chei foarte clare în care ne dăm seama că sunt pe drumul cel bun sau sunt bine. Cum ziceam ieri Andrei, care zicea că bă, ce facem la soluție asta, că nu sigură, că rada asta cine-i, dar ce facem, nu știu. Și eu ziceam, bă, cheia e foarte simplă. Dacă chestia asta te ajută, te face un om mai bun, mai luminos, mai plin de bucurie, e ok. Recunoști copacul după fructele lui. Dacă nu, nu e ok. Du-te, du-te în altă parte care te ajută pentru lucrurile astea. Așa ne simplificăm toate fricile și iluziile văzând rezultatul, clar. Pentru că și noi am fost învățați că lucruri care ne fac rău sunt bune. Și acum îți dai seama că tu trebuie să vezi tot procesul ăsta și să zici, bă, stai un pic, că lucrul ăsta eu nu mai pot să-l mențin. Inclusiv că iubirea doare. Sau că nu meriți. Mm-hmm. Nu meriți. Mm-hmm. Câți? N-au chestia asta. Că de mic i s-o zis că tu nu meriți, nu. Că tu uite ce ai făcut. Și tu trebuie să înveți să spui din nou, eu merit. Dar bine să spui că merit. Eu sunt iubire. Nu sunt... Sau că ești vinovat, culpabilitatea. Toate astea nu vin să sugrume iubirea. Și apoi cum să-ți găsești iubirea vieții cu toate astea de gât? Cine să mai aibă loc? Nici tu nu mai ai. Lasă că dorm eu aici jos, dorm în sunipate. E ok, eu sunt un om bun și ajut. Și ajut, da. Sunt niște coie, da? Și cum? Nu faceți și voi pentru mine? Uite eu când m-am sacrificat. Adică și tu te comporți așa și faci ce vrei tu. Că așa e ăsta iubitorul, știi? Care după aia vine și îți dă factura. Eu v-am făcut aici și voi ce faceți? Acum am văzut pe mama în fața. Toate mamele erau aici. Pe mama care a spus că vreau să pun rochie albă de mine. Da. Avem ce să vedem și avem mai mult decât să-i vedem pe alții, care poate să fie și o persoană apropiată, mai mult să ne vedem pe noi. De câte ori nu facem lucruri pentru că în felul ăsta suntem apreciați și merităm atunci să fim iubiți și câștigăm bucățica de iubire care ne-ar face să ne simțim mai bine. Adică e din toată asta care e aici și e așa imensă. Nu pe asta. Păi pe asta o văd. Pe asta reușesc să o conștientizez și să o văd, nu mai mult. Ziceți dacă sunt întrebări sau... Nu o să rezolvăm misterul într-un seminar cu iubirea vieții. Cred că asta e de experimentat și ne doresc să, cu adevărat să putem să zicem într-o bună zi că
am găsit-o. Și iubirea vieții, cum a ajuns cu lănoaia care... Iubirea aia care astăzi e și mâine, nu? Adică e o iluzie, ci iubirea vieții. Atunci ieșim triumfători. Atunci viața asta își pierde gravitatea. Când suntem așa îndrăgostiți de iubirea vieții. Nimic nu mai e așa de grav. Am găsit firul principal pe care putem să urcăm iarăși. Sper să reușim să găsim toți și să facem treaba asta. Dar pentru asta e clar nevoie de conștiință, pentru că noi avem un far, avem o lumină care ne luminează în față și după el vedem ce se întâmplă și schimbăm și modificăm și se vindecă toată structura noastră, mentală, emoțională, fizică. Asta e scopul, asta e singura posibilitate, transformarea de sine. Noi devenim iubire, noi devenim iubirea vieții. Ea e noi, nu e undeva departe, departe, un vis, ci real, activ și prezent. Adică ne apropiem tot mai mult de obiectul sau, cum să zicem la cuvântul ăla, de lucru dorit. Da. Și asta îndepărtând din noi toate lanțurile care ne împiedică să fim deja acolo. Nemai acceptându-le, spunând, eu merit mai mult decât să mă învinovățesc, să mă judec, să mă condamn, să nu mă las liber, să aia. Toate chestiile care ne strâng, cu care alții ne strâng, din cauza fricilor noastre și așa. Deci e clar o nevoie de conștientizare și eliberare. Și o cale pe care sunteți bineveniți să pășiți. Dar nu vă imaginați că vine de la sine. Cum nimic nu vine de la sine. Absolut orice facem pe lumea asta cere un studiu, o practică, nu? Totul e așa în dimensiunea asta. Nu sunt excepții. Și ce e al lui Dumnezeu e tot așa în dimensiunea asta. Nu cade așa, pum, m-am iluminat, gata, s-a făcut. De asta ne se spune și în Biblie. Cere și vei primi. Bate și ți se va deschide. Deci e un mecanism. Tu ce? Ai liberul arbitru și primești. Lucrezi cu asta. Vezi mai larg. Atunci ceri altceva mai larg și primești și mai larg. Și tot așa merge înainte. Ți-ești firul libertății tale. Eu iubesc mult posibilitatea asta și ce facem și posibilitatea pe care o dăm să ca oamenii să facă și să reconstruiască și să se elibereze. Deci potențialul ăsta. Așa că cu brațele deschise sunteți așteptați să începeți procesul. Și la noi procesul ăsta înseamnă la noi mă refer la Solisis, așa în general, că procesul ăsta înseamnă cursul de cele șapte chakre, le numim, să zicem, nu? Deschidere energetice pe care le avem în corpul fizic, corpul eteric, emoțional și mental. Și atunci omul intră la chakra rădăcină și vede acolo ce blocaje mentale, emoționale, fizice are, din ce primește ca și cunoștințe, nu? Și el zice, da, îmi recunosc, am asta. Și ce, bineînțeles, vreau să mă eliberez, că astea-s lanțuri care mă opresc. Dacă vreau să mă eliberez, înveți să o faci prin meditație și prin exerciții bioenergetice, să lucrezi în câmpul tău energetic și să dai afară ce te îngreunează să te eliberezi. Și atunci, dai afară vibrație. Vezi clar, spui ce vrei și ce nu vrei. Și ce nu vrei, ai intenția să te eliberezi, deci vezi. Îți activezi conștiința și vezi în timpul zilei cum se manifestă.
Deci cursul e așa structurat că se face o ședință și pe urmă o săptămână întreagă tu practici pe blocajele respective mentale, emoționale, fizice, care le vezi în tine. Și poți să dai afară, poți să te eliberezi, poți să vezi opusul pe care tu îl vrei. De exemplu, la prima chakră vorbeam de neîncredere sau nesiguranță. Păi opusul, am încredere, am siguranță. Și trăiesc cu asta. Nu trăiesc cu lumina în locul întunericului. Trăiesc cu iubirea, ce vine din iubire în locul ce vine din frică. Și conștientizez, am intenția asta și fac o lucrare în mine cu adevărat de înlocuirea umbrei, deci aleg altceva. Ăsta e procesul, nu știu dacă se înțelege când explic. Da. Și atunci omul conștientizează când în el se manifestă neîncrederea. Că noi acum putem vorbi ore în șir despre neîncredere doar, dar cel mai interesant e când observi în timpul zilei tale, când, paf, stai mă, că nu am încredere în mine, în situația asta, mi-apare o chestie în care eu știu că nu-i bine, bineînțeles că am citit multe cărți și știu teoriile, dar paf, aici mă sugrumă, afară, mă deschid, accept experiența. Deci vă spun că cursul ăsta, în principiu, durează 7 săptămâni, 7 chakre, dar de fapt durează ani de zile, pentru că și cei de la grupa permanentă care l-au făcut îl reobservă. Nu te eliberezi de lucruri care le-ai trăit automat și le-ai automatizat în tine ani de zile, nu scapi peste ele că le-ai văzut odată. Nu, le vezi și alegi să te eliberezi. Vezi și alegi să te... Deci e o muncă care cere multă perseverență. Dar în curs, cel puțin, încep să le inventariez și să le vezi foarte clar. Și cred că ajută foarte mult. Și pentru echilibrarea energetică, că cu niște exerciții bioenergetice și ne deschidem. Pe urmă este un al doilea curs de meditații, de conectare cu părțile noastre sufletești, cu calitățile sufletului nostru. Urmă este grupa permanentă, unde continuăm meditația și munca asta ca astăzi, doar că facem săptămânal ca astăzi și cred că ajută și ca o manieră de a trăi conectat așa. Nu că căutăm conectarea cu ceva mai înalt în noi, care se activează de câte ori ne întâlnim. Cum zice și Iisus, când sunt doi sau trei care se întâlnesc în numele meu, voi fi și eu acolo. Nu? Deci formează un câmp energetic, vibratoriu, nu? Toți căutătorii sunt conduși. Așa e. Și e foarte fain. Deci așa că cei care vreți, puteți să începeți procesul ăsta. Eu locuiesc în Franța, deci pe Skype, ori în grup, ori individual. Dacă se adună mai multe persoane, putem să facem în grup, dacă nu individual. Și duminica viitoare, pe 18, lansăm o nouă idee la grădiniță la Waldorf. O zi de duminică, de la 10 la 5, care numim retreat, o zi de retreat. Adică ne retragem de la haosul zilnic și de la alergătură în interiorul nostru. Facem meditații, vorbim despre subiectele astea, că până mă și acum întâlnirea noastră a fost un retreat. Știți că noi facem retreat și la Băișoara, în Apuseni, vara, o săptămână. Deci ne retragem ca să putem să lucrăm în interiorul nostru, să medităm, să nu știu. Nu, pur și simplu, ca și călugării care își luau o chilie și stăteau acolo în retragere și se observau pe sine. Și observau gândurile, emoțiile, ca să poată să se elibereze, nu să facă munca asta de curățire. Tu asta nu s-o poți face în vâltoarea cotidiană în care ele te prind, gândurile și emoțiile. Trebuie să o faci când te retragi un pic și faci în hibernare, știi, procesul ăsta de echilibrare și de așa. Deci, propunem o zi întreagă de o duminică în care să fim mai pătrunși și
simțim și mai pătruns asta, cu cei de la grupa permanentă care o să vină, și o să vin și eu pe Skype 2 ore și o să facem meditație și așa. Deci puteți încerca, dacă acum ați încercat 2 ore, o să încercați poate data viitoare 7 ore sau cât durează, în care vă retrageți în interiorul vostru și simțiți asta și cum e.